întărire, ca îmbărbătare, ca ridicare. Dar aș vrea ca atunci când treceți prin clipe mai grele sau prin momente grele în viață, să vă aduceți aminte că aveți la dreapta dumneavoastră, aveți un Mântuitor, aveți un Dumnezeu care este puternic și mi-aduc aminte, vineri am venit și pastorul Domnului în mine plec, eram în avion, eram sus de tot și mă uitam și nu mai vedeam nimic, parcă nu se mai vedea niciun capăt și a sărit pe Dumnezeu și am spus, Doamne, ce mare ești Tu! Ce fel ai creat universul acesta, ce fel îți ții Tu mâna Ta, ce fel ne poști Tu pe valuri, pe noi, prin furturi, prin lucruri grele pe care poate nu mai avem scăpare, nu mai vedem scăpare. Și Dumnezeu, prin harul Lui, ne scoate din viitor și corul cântării spune, nu-ți pierde credința din inima ta, când vezi norii grei cum se adună. Mai rabdă puțin, căci zorile vin și curând va fi iarăși lumină. Amen. Și vine ziua când va fi din nou lumină. Vine ziua când vei fi din nou bucuros. Amen. Și vine ziua aceea mare când vei sta înaintea lui Dumnezeu și te vei întâlni cu El și vei petrece o veșnicie cu Dumnezeu. Doamne. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amen.
liniștea.